tot mai multe persoane cu venituri modeste, minime sau medii, solicită internări la o casă de bătrâni. Și sigur, vis-a-vis de faptul că zic cu venituri modeste, mai există case pentru vârstnici cu internări, dar cu sume destul de însemnate. Și atunci am considerat că ar fi bine să discutăm astăzi despre acest lucru, să discutăm și la primăria Baia Mare, unde am solicitat să se realizeze o casă de bătrâni în Baia Mare pentru persoane cu venituri mai modeste, dar simt nevoia de a aduce la cunoștința Guvernului că probabil printr-o măsură guvernamentală și prin alocarea de fonduri speciale pentru asemenea lucruri, s-ar demara mai repede acest lucru. Deci este strict necesar realizarea unei case de bătrâni, cel puțin în Baia Mare, dacă nu și în alte localități, pentru persoane cu venituri modeste, respectiv case care o parte din cheltuieli vor fi suportate din bugetele locale sau din bugetul centralizat al statului. Sunt persoane care au rămas singure, nu au niciun fel de susținere, nici rude apropiate care să-i sprijine, atât pentru care se adresează la noi și probabil și pe la dumneavoastră și în alte părți ajung în soi de solicitări și sigur posibilitățile noastre ca să-i ajutăm sunt limitate. De aceea solicit legat de acest lucru probabil o informare la guvern și probabil și o măsură guvernamentală. Până la rezolvarea acestui lucru și nu numai, probabil și după ce se rezolvă această chestiune, deosebit de important, mă gândesc că sunt îngrijirile de domicilii. Sunt două tipuri de îngrijiri, îngrijiri medicale și îngrijiri sociale. În ce privește îngrijirile medicale, la ora actuală există un sistem, zic eu, bine organizat prin casa de sănătate și prin spitale, prin direcția de sănătate publică, prin care persoane... În care persoane cu probleme deosebite, externate, solicită îngrijire la domiciliu. Pe baza recomandării care o primesc de la medicul specialist, primesc îngrijiri medicale la domiciliu din partea specialiștilor și, sigur, în această categorie intră nu numai persoanele vârstnice, intră și alte categorii de persoane. Dar, dacă sistemul este bine organizat, să zic așa, din punct de vedere personal, din punct de vedere a fondurilor, este limitat. Respectiv, numărul solicitărilor depășește cu peste 80% fondurile alocate pentru această categorie de îngrijiri. O altă categorie care se referă strict la persoane vârstnice este îngrijirile sociale la domiciliu. Sunt persoane care știu mai mult ca și îngrijirile medicale necesită îngrijiri sociale. Nu se poate descurca să-și procure cele necesare, să-și facă micile necesități gospodărești în locuință, nu are pe nimeni și atunci mă gândesc aici, din punct de vedere a organizării unui sistem de îngrijire socială la domiciliu, aici este necesar și sistemul de organizat, este necesar și pregătire de personal, să zic, cât de cât de pregătire de personal, pentru că și persoana care merge în casa cuiva ar trebui, din punct de vedere, știu eu, de garanție oarecum să răspundă cineva ca să fie verificat înainte, să fie o persoană serioasă și o firmă care, un ONG sau un SRL sau știu eu, care gestionează acest lucru să răspundă de moralitatea acestei persoane care intră în familia unei persoane și totodată aici ar fi necesar și de fonduri în prima parte fonduri mai importante de la bugetele locale sau de la bugetul statului și în paralel completat cu fonduri de la persoanele care sunt îngrijite la domiciliu și cu posibilitatea ca
acele persoane care nu au moștenitor și care nu obțin astfel de îngrijiri de la aparținători de familie, să îi poată fi valorificate bunurile pe care le are în contul îngrijirilor pe care le primește. Deci, acest lucru probabil s-ar putea realiza mai ușor și mai operativ decât realizarea celor cămine de bătrân sau case de bătrân. Și probabil că prin inspecția socială, prin, știu eu, alte ONG-uri care s-ar preta la aceste îngrijiri, cu susținere de la bugetele locale și bugetele centralizate ale statului pentru astfel de servicii, ar fi neapărat nevoie să se dezvolte o rețea. Deci și cu personal, și cu fonduri, și cu, știu, rețea, ONG-uri sau știu, nu am eu menirea ca să spun cine ar trebui să se ocupe de astfel de îngrijiri sociale la domiciliu, dar probabil se va găsi o soluție organizatorică astfel încât să satisfacem cât mai multe cereri în acest sens. La ora actuală există județul Maramureș și instituții care au și componenta medică și socială. Exact cum spunea și domnul Lucșa, structuri care primesc pacienții care sunt într-o stare din punct de vedere medical care spitalele nu le mai pot acoperi din punct de vedere al numărului de spitalizare, dar au și o componentă socială, neavând aparținători sau moștenitori. Există, într-adevăr, o contribuție personală a fiecărui pacient care este internat în aceste centre medico-sociale, cât și o alocare bugetară din partea statului pentru cheltuielile materiale legate de medicamente și materiale sanitare, cât și o susținere din punct de vedere al utilităților din partea primăriilor. Adresabilitatea, din nefericire, este foarte, foarte mare, numărul de locuri este foarte limitat. Avem la Târgu Lăpuș sunt 50 de paturi, la Târgu Mureș sunt 20 de paturi. Nevoia ar mai fi de cel puțin 3 sau 4 centri de acest gen ca pentru a absorbi componenta medicală și socială, iar cât privește îngrijirile la domiciliu, există destul de multe societăți cu acest specific care funcționează asemenea servicii medicale, care sunt în relație contractuală cu casa de asigurări, care înseamnă continuarea actului medical la domiciliu prin îngrijire, administrare de tratamente, numai după externare. Este de fapt o prelungire la domiciliu pacientului a serviciilor medicale și urmărire din punct de vedere medical cu asistentul sau un medic, dacă este nevoie de multe ori. Având în vedere că este o populație din ce în ce mai îmbătrânită, cu resurse financiare din ce în ce mai limitate, chiar dacă se alocă foarte multe fonduri față de anii precedenți pe această componentă, nevoia de asemenea servicii este destul de mare. Cam atât, mai multe cred că pentru ceea ce înseamnă asistență medicală la domiciliu și îngrijire la domiciliu, poate vă spune domnul doctor Lazar, pentru că este într-o relație directă contractuală cu domnul. Ghetul Marmației, în ce stadiu? Cea de la SIG Ghetul Marmației este, a fost reabilitată o clădire din perimetru actual spitalului în anul 2003-2007-2009. A intrat într-o continuă conservare, nu se desfășoară niciun fel de act medical acolo, nici medico-social. Clădirea, pot să vă spun că am intrat în anul ceva timp, este profund degradată, nefiind utilizată. Și au fost niște bani care s-au investit acolo, s-au alocat și nu s-a făcut absolut nimic. Au fost diferite discuții și disensiuni între componenta medicală, corpul medical, primărie, veșnicele disfuncționalități, să le numesc așa, între cei care cer, cei care vor și cei care decid. Cam așa se pune problema. Și acel centru era de 50 de paturi. Este închis în acest moment. Centrul de la celălalt centru de la Șomputa, care la fel nu s-a realizat. La un moment dat a fost o componentă și de un parteneriat public-privat să se realizeze. Imediat după încetarea activității medicale a fost un centru de sănătate Șomputa Mare. Lucru care nu s-a realizat, dar din câte știu și pe ce notificări am eliberat de partea de sănătate publică, la Șomputa va exista, până la urmă, acest
centru medical, medico-social și de îngrijit, sub o componentă într-un parteneriat privat, cu primărie, cu o societate de acest tip. Mai există în județul Maramureș, dar sub formă de spitalizare, acest, unde la fel este cu o parte cu relații contractuale ca să le asigură și cealaltă, ca și internare la Coltă, unde sunt pacienți într-un stadiu antefinem, să spunem, că există spitale în județ care și-au deschis secții de îngrijit paliative, tot pentru pacienții antefinem care necesită îngrijit medicale și observație medicală 24/24. Și aici vă pot spune spitalul județean, spitalul de boli, spitalul de boli pulmonare, spitalul Capni, care are asemenea îngrijit, unde se întâmplă asemenea componente, cât și câteva instituții private. Bineînțeles, toate acestea comportă o susținere financiară din partea aparținătorului sau pacienților. Cei care, așa se întâmplă de fiecare dată, cei cu venituri mici, parcă sunt lăsați deoparte. Nu că n-ar avea nevoie de servicii medicale, din contră. Cred că ar trebui să fie cei mai mari beneficiari. Dar cam așa stau lucrurile în acest moment. Dorințe și discuții, pot să vă spun că am avut cu destul de mulți care pe fonduri europene doresc să deschidă centre de bătrâni, cămine de bătrâni, pentru, fără componentă medicală, doar strict de supraveghere și de socializare, să fie într-un anumit spațiu comun. Sunt câteva discuții, cred că până la urmă se vor materializa, dar asta este într-un termen de 2-3 ani de zile, nu este un termen imediat.